Tema din acest an aleasă de Ministerul Sănătății este siguranța alimentelor, acesta fiind motivul pentru care anual 2 milioane de persoane mor, majoritatea copii. Potrivit medicilor, o alimentație corectă duce automat la un organism puternic, ce ține departe virusii și afecțiunile de orice fel. Ziua de astăzi a fost marcată ca fiind ziua siguranței alimentare. Aproape 2 milioane de oameni mor zilnic datorită problemelor, carențelor alimentare, motiv pentru care Organizația Mondială a Sănătății s-a gândit că ar fi un de bun augur să prioritizeze puțin acest lucru și să-l ia în calcul pentru a-l aduce în atenția opiniei publice. Și totuși, în Gorj, cel mai des se moare de infarct sau de pneumonie. Cancerul și traumatismele contribuie de asemenea la creșterea mortalității. La nivelul județului Gorj, ca de altfel și în toată țara, pe primul loc se situează la morbiditate bolile cardiovasculare, bolile respiratorii, tuberculoza, cancerele, neoplasmele și bolile psihice urmate de traumatisme. Deși anual pe programele de sănătate, Ministerul Sănătății susține că investește sume foarte mari, nici la ora actuală sistemul sanitar nu a ajuns la standardele din celelalte țări europene. Printre cele mai mari fonduri decontate de Casa de Asigurări de Sănătate sunt cele pentru diabet și hepatită. E vorba de câteva milioane de lei numai pentru județul nostru. La nivel național vă dați seama că sumele sunt mult mai mari și odată cu noile tratamente care vor intra pe lista anul acesta, au intrat deja pe listă și vor intra pe tratamente, cel puțin pe hepatită. Sunt costuri mai mari, dar eficiența medicamentelor se spune că este mai bună. De ziua sănătății, medicii s-au bucurat și de un moment de relaxare, cu acorduri de muzică de cameră oferite de elevii Școlii Populare de Artă.